Numai senzorul ăsta mă sesizează. Mă, tu iar nu mai are baterie. Nu mă sesizează senzorul. Dar de apă. Păi de aia e senzor, să sesizezi, deci mai așa. Salutare, guys! Hi, guys! Bună dimineața! Astăzi va fi videoclipul ăla numai și numai despre voi. Am făcut un concurs, am făcut o extragere. Am ales câțiva câștigători din cele 89 de mesaje erau. 87 și apoi... sau erau duplicate, că au intrat persoane care au zis să vreau să particip de mai multe ori și de fapt au urmat 72 de nume pe care le-am băgat într-un program și aleatoriu, au fost alese 10 persoane. Din păcate, din cele 10, numai 5 ne-au trimis videoclip și am mai făcut o extragere pentru alte 5 persoane, din acelea numai 3 ne-au trimis videoclip. Și atunci Adriana a zis, ok, nu se poate să lucrăm așa, a postat pe community o rugăminte mare la voi, un mesaj. Cine vrea să ne trimite, mai aveam nevoie de două persoane, să ne trimită un videoclip, fără nicio extragere, fără nimic. Pentru că și așa am așteptat, două zile am așteptat să primim e-mail-uri cu videoclipurile voastre și până la urmă am zis, băi, hai, cine vrea să trimită, să trimită și gata, trebuie să facem video ăsta la un moment dat, nu? La urma urmei, interesul nostru este să vă cunoaștem pe cât mai mulți dintre voi. Nici măcar, nu știu, nu mai contează, suntem o comunitate mare, indiferent cine ar fi fost ales, dacă ne trimitea videoclipurile, cunoșteam acele persoane, nu ne-au trimis și atunci am avut marea plăcere să cunoaștem pe alții dintre voi care ne-ați trimis videoclip. Ideea noastră a fost următoarea. Am considerat că mulți dintre voi ați vrea să participați la proiectul ăsta nostru. Am făcut un post pe community și am văzut că vreți mulți să participați. De asta am zis prima dată, băi, 10 persoane, pentru că dacă trimiteați fiecare câte 2 minute, se făceau 20 de minute. Dacă erau mai mulți, se făcea foarte mult videoclipul și foarte lung. Cam asta a fost ideea noastră. Dar am încercat și noi pentru prima dată și o să știm mai bine data viitoare în funcție de reacția pe care o să o aveți voi sau feedback-ul pe care îl primim la acest videoclip. Poate o să mai facem, pentru că, după cum vă spuneam, interesul nostru este să cunoaștem cât mai mulți dintre voi. Și partea minunată este că în timp ce ne uitam la videoclipuri, zic, măi, stai un pic, când vorbeau cei care ne-au trimis videoclipuri, măi, stai puțin, că mi-aduc aminte un comentariu pe care l-am citit de la persoana asta sau am primit un e-mail acum un an și știu persoana, știu despre ce îmi spunea. Este interesant că acum asociem comentariile și un username cu fața voastră și asta e foarte interesant. Oricum, hai să nu mai pierdem timpul, ăsta este videoclipul. Bună! Mă numesc Alina Sac, am 43 de ani și locuiesc în Austria. Am două fetițe, una de 5 și una de 8 ani. Vă urmăresc cu mare drag. Nu mi-a spus nimeni de voi. V-am găsit pur și simplu pe YouTube. M-am uitat la, cred că, aproape toate filmulețele voastre. Ce să vă spun? Suntem în izolare de o lună și două săptămâni, cred. Am început să o luăm puțin razna, nu-i nimic, se poate și mai rău. Bine că nu suntem în carantină, suntem doar în izolare. Încercăm să ne ocupăm timpul zilnic. De exemplu, astăzi noi montăm termopane. În plină izolare, noi montăm termopane. De fapt, nu noi, firma. Așa că a trebuit să filmez pe repede înainte, până încep bormașinile să se audă. Nu că nu v-ar plăcea zgomotul de bormașină, mai ales ție, Adrian. În rest, să fiți sănătoși, copiii sunt minunați, aveți grijă de voi și kisses! Doamne, ce mă bucur că am câștigat, cred că e prima oară când câștig și eu ceva și mă bucur super, super tare mult pentru că așa aveți și voi ocazia să mă cunoașteți, adică să ne cunoașteți. Mă numesc Diana Șpip, sunt din Timișoara și am 29 de ani, am o fetiță Judy care are 6 ani și să știți că datorită ei am aflat de voi, ea este super foarte pasionată de vloguri și întâmplător am aflat și eu așa de voi și de când am aflat sincer de cum filmați viața voastră și tot, am rămas super, super fascinată și cred că de câteva luni vă urmăresc și nu știu ce să mai zic, am super tare emoții, vreau să vă transmit multă sănătate și felicitări Oana pentru nașterea ei
Și să o țineți tot așa și să ne vedem cu bine. Și vreau să vă transmitem împreună, vă pupăm și să o țineți tot așa în continuare. Pupici! Hello guys, mă numesc fratele Alexandru, sunt din Sibiu, România. Urmăresc videoclipurile voastre postate de aproximativ 2 luni, să zicem așa. La fel, în aceeași perioadă am descoperit și canalul. Sunt abonat la voi, bineînțeles. Sub username-ul de It's Alex Brooklyn, de obicei las comentarii, like-uri și așa mai departe. Pentru mine, sincer să fiu, sunteți o inspirație destul de mare, deoarece și visul meu este să plec în America de când eram atâtica, să zic așa. Nu știu dacă se va îndeplini sau nu, dar rămâne de văzut, dar urmărind videoclipurile care voi le faceți, nu știu, îmi dă așa o putere că aș putea să fac și eu chestia asta. Deși îmi imaginez că e foarte greu și am văzut și videoclipurile Oanei prin câte a trecut cu agenția imobiliară și așa mai departe, într-adevăr, e greu. Nu știu dacă va ajunge să fie ceva și la mine, dar oricum vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut și pentru mine și în carantină. Asta e mult mai ok să stăm să ne uităm la videoclipuri și aveți un content chiar super genial. Mă bucur pentru Aiden și AJ extraordinar de mult. Sunt niște copii superbi și voi sunteți la fel de superbi, să zic așa. Și chiar vă doresc mult succes în continuare, să fie la fel canalul vostru și sper să ne mai auzim poate în videoclipuri viitoare sau ceva. Vă pup, love you. Bye guys! Hi guys, mă numesc Diana Oprița, am 23 de ani și locuiesc în Sibiu. M-am născut în Valea Jiului, în orașul Petroșani. De 4 ani m-am mutat în Sibiu, tot de 4 ani lucrez și în Ministerul Apărării Naționale, în armată. Adrian, te rog frumos dacă poți să pui o poză cu mine aici. Mulțumesc! Îmi place foarte mult să călătoresc, însă bugetul nu mă ajută foarte mult, așa că încerc să-mi gestionez banii foarte bine încât să mi ajungă pentru toate plăcerile mele. Sunt înscrisă și la Facultatea de Științe Economice, secția Management. Locuiesc de 2 ani împreună cu prietenul meu. El lucrează în Ministerul Afacerilor Interne. Ne înțelegem foarte bine, ne cunoaștem de 5 ani. Am stabilit și data anunții la anul. E foarte greu ceea ce faceți pentru că am încercat să înregistrez de vreo 20 și ceva de ori. Și mi-am dat seama că nu sunt bună la asta. Voi faceți cu foarte mare ușurință. Nu știu cum a fost la început, însă mi se pare foarte greu. Vă felicit pentru asta. Sunteți deosebiți, diferiți și savuroși. Oana, îmi place foarte mult de tine. Adrian, nici tu nu ești mai prejos. Aveți doi copii minunați. Mă bucur că mi-ați dat ocazia să vorbesc pentru voi. E oarecum ca o onoare pentru mine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea acum cred că 2 ani, printr-o boală nu foarte ușoară, în urma căreia vreau să dau frâu liber oricărei provocări, să accept orice provocare și asta într-adevăr chiar este o provocare pentru mine. N-am mai făcut până acum, sper să fie fost totul în regulă. Vă doresc foarte, foarte multă sănătate, să rămâneți așa cum ați fost de la primul vostru vlog, căci de atunci vă urmăresc și toate cele bune. Bye, bye, guys! Hello guys, noi suntem Cristina Marius și Daniel. Noi suntem în Franța de 11 ani aproximativ. Vă urmărim de un an de zile. Eu sunt infirmieră, lucrez în paramedical, Marius. Eu un șantier. În construcții. Construcții. Și Damian e la școală, el are vârsta lui AJ și e mare fan de AJ. Și ei dăm mai nou. Și având în vedere că eu lucrez în paramedical, am contactat toți trei. Virusul. Da, am avut corona, dar noroc că suntem bine, ne-am vindecat, totul e în regulă. Păi cam atât despre noi, vă pupăm, Damian e supărat, vă pupăm și poate ne vedem anul viitor, în august, în New York. Vă pupăm, bye bye guys! Hello guys, mă numesc Victor, locuiesc timp de 10 luni în Anglia, mai exact în orașul Ampthill. Lucrez la un pub ca și barman. Iar hobby-urile mele constă în sport și dietă, altceva mai nimic, doar mișcare și mâncare sănătoasă. Iar cum am dat de voi român la New York, pur și simplu, mi-a venit notificare pe YouTube, iar eu am fost foarte curios să văd ce conținut are canalul vostru și am rămas
foarte surprins, mai ales că eu iubesc America și chiar îmi doresc să ajung acolo. Nu știu, poate peste un an, tot binele, altceva mai nimic. Vă mulțumesc frumos și mult succes în continuare. Bye bye, kisses! Hi guys, eu sunt Elena, sunt din București și postez pe YouTube sub numele de Elena Eli. Pentru că am foarte puțin timp la dispoziție, iar aici în România e trecut de 12 noaptea, de mult. M-am gândit unde am lumină bună și m-am gândit, mi-a venit ideea în bai. Nu știu ce aș putea să vă spun în două minute, că e timpul foarte, foarte scurt. Pot să vă prezint familia mea întâi și întâi. El este David, este băiețelul meu și are aproape 9 ani, iar el este soțul meu, îl cheamă Flavius. V-am cunoscut cu ajutorul canalului de YouTube Cuibul Sarei, chiar în perioada în care voi nu prea mai postați. Am sperat că reveniți și mă bucur tare că ați revenit. Încă din primele vloguri m-am simțit așa că sunteți niște oameni pe sufletul meu. Noi am aplicat la loterie de câțiva ani încoace și poate cine știe dacă vom câștiga, ne vom întâlni și față în față. Mi-ar face mare plăcere. Vă pupăm și vă urmărim cu drag. Hi guys! Eu sunt Laura, iar el este prietenul meu Andrei. Locuim în București și suntem studenți în anul 2 la Facultatea de Medicină Generală Carol Davila. Visul nostru este să călătorim cât mai mult posibil și ne-am propus ca până la finalizarea studiilor să vizităm aproximativ toată Europa. Ca apoi să putem să vizităm celelalte continente. Până acum am văzut foarte multe părți din Austria, din Ungaria, Italia, Portugalia, Belgia și Spania, de care suntem de departe cei mai atașați, de limba spaniolă, de țărm, de climă. Și mi-ar plăcea să locuiesc la Valencia, iar Laurei la Madrid. Și de când vă urmărim, guys, mi-am amintit așa de visul meu din copilărie de a locui în America și bineînțeles că l-am înnebunit pe Andrei cu faptul că îmi doresc foarte mult să vizitez New York și să ajungem acolo. Și de ce nu chiar să locuim acolo cândva? Și de asta i-am propus să aplicăm în fiecare an de acum la loteria vizelor, că dacă vom câștiga înseamnă că menirea noastră este să fim medici în America, dacă nu, probabil vom rămâne în Europa, în Spania, dar în niciun caz nu vom fi medici în România. Și pentru că ne place foarte mult să călătorim, urmărim fiecare zi vloguri de călătorie, îi urmărim pe cei de la Haihuin 2 și așa v-am găsit și pe voi. Și de atunci suntem atașați și de vlogul vostru de familie. Ne place foarte mult de voi și de modul în care gândiți și de faptul că expuneți trăirile voastre, experiența voastră cu multă sinceritate. Cu umor și foarte liber. Da, ceea ce noi nu putem. Nu putem să facem, se vede că suntem începători. Și ne bucurăm foarte mult că putem să participăm la această idee a voastră de a ne cunoaște și sperăm să ne vedem la un moment dat și face-to-face, pentru că cu siguranță vom ajunge în New York cândva. Dar până atunci, vă mulțumim că ne faceți carantina mai ușoară, vă îmbrățișăm și vă dorim multă sănătate! Kisses! Bună, bună, guys! Sinceră să fiu, aia nu știu câta oară de când încerc să filmez acest clip, pentru că am emoții și mă bâlbâi. Numele meu este Silvia, sunt mamă full-time, am 2 copii, o fetiță de aproape 8 ani și un băiețel de aproape 2 ani. Vă urmărim din Belgia, vă știu de pe canalul Cuibul Sarei. Sara a vorbit acum câteva luni de voi, așa că am intrat și eu să văd despre cine este vorba și foarte bine am făcut pentru că sunteți 2 oameni frumoși, optimiști. Felicitări pentru băiețelul cel mic și felicitări și pentru băiețelul cel mare. Este foarte frumușel și foarte educat și vă doresc toate cele bune. Sper să ieșim cu bine din această pandemie. Și de aici, din Belgia, noi
Vă pupăm și să ne auzim cu bine. V-am pupat, pa! Bună, dragii mei! Numele meu este Persida și apar în YouTube cu același nume, numele meu Persida Nania. Vă urmăresc din Spania, din Madrid, eu împreună cu familia mea, cu cei doi copilași, Kevin de 8 și Marcos de 3, dacă nu le spun numele, se vor supăra pe mine crunt, așa că trebuie să-i menționez, pentru că sunt... Fac parte din comunitatea voastră, chiar dacă nu sunt o cifră. V-am cunoscut prin intermediul celor de la Haihuin 2, când ați realizat vlogul împreună în New York. Chiar dacă ei vă mai recomandase în vlogurile lor de călătorie, nu intrasem până atunci. După două videouri am și dat subscribe și de atunci așteptăm notificările de câte ori, postați un nou vlog. Ne sunteți foarte dragi pentru că sunteți foarte naturali și foarte spontani și asta ne place ca să urmărim. Mami full time de vreo 3 ani de zile, așa că sunteți oaza mea de relax. Vă mulțumesc! Salutare, guys! Numele meu este Oana Pavel și bine ați venit în bucătăria mea. Am văzut mesajul vostru foarte târziu și am zis repede să înregistrez ceva în timp ce gătesc. Poate mai am șansa să mă includeți și pe mine în videoul vostru. Locuiesc în Marea Britanie, de aproximativ 8 ani jumate, sunt căsătorită și însărcinată în 39 de săptămâni, deci mai avem foarte puțin și o să ne ținem și noi puiuțul în brațe. Suntem puțin fricoși, cu toții știm care este situația în spitale, este ultimul loc în care vrei să te afli, în schimb, asta este, nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Am auzit despre canalul vostru prin recomandările YouTube-ului, țin foarte bine minte că primul vlog pe care l-am urmărit a fost cel cu turul apartamentului nostru în New York și mi-a plăcut foarte mult. V-am dat subscribe și de atunci vă urmăresc în continuu, abia aștept să postați ceva nou. Despre mine ce pot să vă spun? Abia aștept să fiu mămică, abia aștept să-mi țin puiul în brațe, sper să fie totul ok. Am cochetat și eu cu ideea asta de vlogging, însă nu sunt foarte prietenoasă cu camera. Mi se pare foarte cringe atunci când mă filmez și mi se pare ciudat. Așa că nu am reușit decât să postez un singur vlog. Mă puteți găsi sub numele de LT. Am încercat să mă caut, nu am reușit să mă găsesc, așa că poate Adriana are el vreun truc în mânecă și mă poate... pune undeva în descriere sau îmi poate găsi un alt fel de username mai ușor cu care mă puteți găsi, poate adresa de e-mail, nu știu exact. În schimb, mă bucur că Adriana a avut ideea asta extraordinară de a ne cunoaște noi între noi și sper să mai aveți idei din astea faine. Și ce pot să vă mai zic decât bye-bye și kisses, guys! Pa, pa! Gata, guys, ăsta a fost videoclipul pentru astăzi. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. Pe noi ne-a distrat proiectul și a fost foarte interesant pentru noi că am ajuns să vă cunoaștem pe câțiva dintre voi. Dacă vouă v-a făcut plăcere subiectul videoclipului de astăzi și ați vrea să mai repetăm și să cunoaștem și alți subscriberi din comunitatea noastră, atunci lăsați-ne un comentariu la videoclipul acesta și cu mare plăcere noi o să mai repetăm experiența, pentru că, după cum vă spuneam și la începutul videoclipului, nouă ne face mare, mare plăcere să asociem o figură cu un username și acum știm, înțelegi despre cine este vorba, ne simțim mult mai apropiați în momentul în care avem și o față și nu doar un username. Mulțumim încă o dată pentru toți participanții la proiectul ăsta nostru. Vă mulțumim pentru cei care ați trimis videoclipurile și v-ați pus într-o situație care nu este confortabilă pentru voi. Și noi vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți și vă mulțumim și că ați stat alături de noi la încă un videoclip, sperăm că până la capăt, da? Dacă cumva nu v-ați subscris până acum, atunci vă rugăm tare mult, mergeți și știți voi, apăsați butonașul de abonează și nu uitați și de clopoțel. Și până când ne vedem data viitoare, dragii mei, kisses! Bye bye, guys!